Ne-am trezit în miez de noapte. Nu mă simt bine. Melissa rămâne acasă, pentru că are febră 40. Iar febra Melissei nu cedează. Sper ca mâine să plec la școală. Da, de foarte mult timp Melissa nu s-a mai îmbolnăvit. Mami, ia să vii să vezi ce face Mihaela. Fie merge la munte, fie merge la mare. Mie îmi plac surprizele. Fugulița tatei. Opa, ce-am găsit? Ne-am trezit în miez de noapte. Melissa are febră. Are aproape 40 febră. Cum te simți? Nu mă simt bine. Văd că ești roșie. Ți-e frig? Da, mi-am plac. Melissa rămâne acasă, pentru că are febră 40. Da, este ora 7:30 dimineața, iar febra Melissei nu cedează. Astăzi Melissa rămâne acasă, avem acum febra 39. Chiar dacă noaptea am administrat medicamente, nu am dormit nici ea, nici eu. Nu știu, vedem ce se întâmplă mai departe, dar nu e bine. Tu ai lipsit vreodată de la școală pentru că ai fost răcit. Acum eu trebuie să recapitulez tot ce au făcut ei în clasă și să scriu. Deja sunt la tema de casă? Sper ca mâine să plec la școală, deoarece nu vreau să rămân în urmă cu materiile. Mai am încă puțin și termin la matematică, dar mă apuc de limba română. Deja este aproape 12 ziua și Melissa tot în pat stă. Melissa, cum te simți? Puțin mai bine, dar tot îmi este frig și sunt amețită. Da, de foarte mult timp Melissa nu s-a mai îmbolnăvit, nu a fost bolnavă. De această dată, nu știu ce s-a întâmplat. Haideți să verificăm iarăși febra. Ultima dată a avut 38,3. Hai să vedem acum. Nu cedează, Melissa. Mai administrăm încă o dată medicamentul să dezbatem febra și probabil că mergem la doctor. Nu-mi place de fel ceea ce văd și ce se întâmplă. Plus la toate zici că ești amețită. Bem cât mai multă apă. Melissa, dar te doare gâtul, ce te mai doare în afară de amițel și te doare capul și ochii? Mă doare tot corpul. Eu totuși zic, Melissa, să te ridici din pat, bei un ceai, niște pesmeți, ceva, hai să deschidem geamul și să faci cât mai multă mișcare. Aseară Melissa și-a făcut și temele, se pregătește și de olimpiadă la limba română de această dată. Sperăm să se facă cât mai repede bine. Ce se aude afară? Ice? Hai să se ieșim! Unde te duci tu? Unde se duce Mihaela? Să vedem pe Melissa? Să vedem pe Melissa? Papa! Așa te duci tu la Melissa? Să încerc să mănânc ceva, chiar dacă nu mi-este foame. Nu am poftă de nimic. Melissa, dar gust, miros ai? Ia verifică, te rog. Gust am, dar miros... Așa și așa. Deci, în perioada asta, vei bea cât mai multe lichide, ceai de mușețel, de plante, mănânci cât poți și cât vrei și sper să te faci bine. Nu știu ce e asta, Melissa, dar nu e bine. Nu-ți cedează febra.
am trecut la covricei. Așa cum e obiceiul la noi, sărmăluțele sunt mici. Am fost la mănăstire și ne-au făcut poftă. Am zis că facem din viță de vie, doar și cu varză vom face câteva deasupra. Umplem oala, mami. Și ca de obicei, sărmăluțele de post sunt cele mai gustoase. Hai, tati, că fac și mai mari, așa cum îi place lui Mircea. Melissa iubește mici de tot, iar Mircea pe cele mai mari le adoră. La voi sarmalele se fac din varză crudă sau murată? La mine? Nu, tati, îi întrebam pe cei care ne urmăresc. Cât se gătesc sarmalele, noi ne zisteam cu căluțul și după aia la culcare. Acum hai la culcare. Ce? Încă vrei? Căluțul? Unde căluțul? Bine, hai încă o dată și gata. Haide! Și cine a spus că nu poți să mănânci plăcinte în post? Cu brânză tofu! Chiar le-am prăjit așa ușuriel. Haideți să vă arăt cum arată în interior. Și e foarte delicioasă! Am pus foarte multă verdeață. Ia să vedem. Zici că nu sunt de post. Foarte gustos. Tati, mai facem din astea. V-am prins! Gata, gata, căluțul a obosit. Toți coboară. Gata. Gata. Căluțul. Gata, căluțul. Calul pleacă în grajd. Și la ea. Ok. Mami, ia să vii să vezi ce face Micaela. În loc să merg la culcare, ea probabil că are alte planuri. Și-a pus căciula. Unde te duci, Micaela? Tu te-ai îmbrăcat? Taci că ea se gândește în ce să se încalțe. Nu se poate decide. Fie merge la munte, fie merge la mare. Este a doua zi, Melissa totuși continuă să aibă febră. Am măsurat acum dimineața, are 39,8. Nu știu ce mai facem, așteptăm rezultatele de la medic și vedem cum procedăm mai departe. Salut! Cum te simți? Puțin mai bine. Ai măsurat febra? Da. Cât? 37,9. Hai că e bun. Poftă bună! Mulțumesc! Melissa, am deschis puțin geamul să se aerisească în cameră, iar noi cu tati lucrăm pe afară. Bună dimineața! Astăzi este a doua zi că nu plec la școală din cauza că sunt răcită, am febră și acum mănânc. Mami mi-a pregătit mâncare de post. Aici cred că este pâine cu humus. Și probabil că acesta este carne de măzăre. Câteva ciuberci și cartofi. A venit un colet din Alba Iulia. Este ciocolată acolo. Da, și va trebui să ne furișăm să luăm de acolo ciocolată. Te bagi, Matei? Da. Atunci să înceapă furișarea. Am terminat temele pentru acasă, iar acum vreau să fac un ceai. Pe primul deja l-am băut și mi-este sete. Am pus apa la încălzit și imediat voi face ceai.
Mihaela, eu nu am voie să stau lângă tine pentru că sunt răcită și nu vreau să te îmbolnăvesc. Îți plac fantomele de brânză. Eu plec să-mi fac ceaiul. Opa! Ce-am găsit? Ciocolată, Mircea. Da, într-adevăr. Dar să mergem în altă parte să mâncăm. Dacă vine cineva aici și ne prinde, să mergem jos? De care să aleg? Sunt mai multe feluri de ghimbir, de mentă, de fructe, de pădure. Soc? Există așa ceai? Nici nu știam. Mușețel? Cred că voi lua de mentă și voi pune și lămâie. Ce-a pune în coș? Trebuie să punem ceva pe deasupra, să nu se observe. Șervecele? Da, dar hai să ne grăbim. Dacă cineva vine aici, să iau vreo două. Acum să plecăm cât mai repede, pentru că am observat că tati merge pe aici pe jos. Ca să mâncăm acea ciocolată. Bună idee, dar să ne ascundem acolo. Să caut un frigider dacă avem vreo lămâie. Ia să vedem. Compartimentul de post este plin, dar lămâie nu prea găsesc. Am auzit pe cineva. Hai să mâncăm repede. Wow, sunt din Moldova, preferatele noastre. Nici aici? Dar unde poate fi? Plec să o întreb pe mami. Apropo, mulțumim, Casian și David. Nu știu, mami mi-a zis că este în frigider. Ha, uite-o! Vreau mâncă mai rapide, că am ajută pe mesajuș. Bine, Matei. După ce ne schimbăm locul. Da. Am pus lămâia, miroase foarte bine. Și să caut niște covrigei să beau cu ceai. Am mâncat ciocolată și acum vrem să ne jucăm cu ceva. Dar ce să ne jucăm? Ta-da! Mâncărica? Mulțumesc! Am făcut o postare pe Instagram. Bravo! Pe Adini de post. Poftă bună! Mulțumesc! Ce are acolo? Bună dimineața! Noi cu Melissa mergem la o școală din Oradea pentru a participa, Melissa, la un concurs despre care ea ne va povesti mai multe. Este o olimpiadă care conține întrebări atât de limba română cât și de religie. Tocmai de aceea, Melissa, noi îți urăm cu toții succes și Doamne ajută! Succes, Melissa! Mulțumesc! Pa, pa! Am ajuns, arată foarte frumos, iar acum vreau să intru în sala mea. Melissa ne-a sunat și deja ne-a spus că a finalizat lucrarea ei de la olimpiadă. Fugulița tatei! Gata! Am finisat olimpiada și ies afară. Mergem și după aia imediat la magazin să cumpărăm un covoraș care este antitermic, ceva genul ăsta, ca să nu rămână urmă de jos, pe jos, de la grătar. Ce, tati? Facem grătar în post? Mami, la noi frigider este plin cu crăciori, cu diferite hamburgeri și toți sunt de post. Vreau să luăm acasă să gătim cartofi copți. Am găsit așa cartofi tăiați drept și vreau să văd cum sunt la gust. Melissa, în față, să fac cumpărături singură. Hai să mergem. A reușit. Am căutat tot, am căutat și n-am mai găsit ce ne trebuia și tati a inventat ceva. Rezolvăm acasă. Pentru că eu credeam că acel covoraș se pune chiar la sursa focului. Însă este cauciucat și o să miroase grătarul la cauciuc, aruți. Tati, am pentru tine o surpriză. Mie îmi plac surprizele. Ce anume?
Ai puțină răbdare, i-am zis și Melisei să vină împreună cu noi. Gata, știu, plecăm în Punta Cana. Nu, tati, din astea așa, răruț și drăguț. Altceva. Tati nu știe, dar ochelarii lui deja sunt gata. Imediat vedem reacția lui și cum îi stă și pe care totuși i-am ales până la final. Hai, mami, spune o dată ce este, care e surpriza. Hai că-ți spun, tati. Sunt ochelarii tăi gata! Ce-i drept? Nu știu cum vor sta pe ochii tăi. Rama de la unii, geamurile de la alții și cu mult mai lat. Nu știu. Trebuie să-i îmbraci să vedem cum îți stă. A început deja să-mi bate inima. Au bine răbdare! Melisa e acolo? Este! Tăților, comparativ cu ce aveți dumneavoastră. Ce-i tati? Mami, nu-mi place deloc. Scuzați, dar îmi plac foarte mult. Tati, dar mie îmi pare sau lentila e mai subțire decât a ta? Hai, mami, iarăși cu pana pe față. De sub, iar mulțumim foarte mult. Pe ochi e super, o experiență super emoțională și pentru dumneavoastră. Mulțumim foarte mult pentru... Mă bucur. E clară imaginea pentru faptul. Tati, dar ei se curăță singuri. Mami, am soluții, am cumpărat soluții de spalat ochelare, de fapt, geamurile, foarte multe. În Maramureș. Dar că am auzit că mai este ceva încă procedură. În unele optici găsiți aparate de ultrasunete, cum avem și noi. Efectiv, tot ochelarul se pune înăuntru un aparat, 5-10 minute, depinde cât este de mult, da? După care el se degresează, acolo se curăță, se mai prind culorile, îl șterge bine și îl aveți ca și nou. Sunt prame silnete originale, da? Băgați la veche aici înăuntru acum? Am auzit pe ales. Da. Aparat pentru curățat ochelarul. Nu știam că există ceva. Venim peste 3 luni și verificăm. Mami, și hai să cumpărăm cum e sticla de la o pereche și cum e de la alta. A, mami, vizibil e diferită. E mult mai subțire. Hai să verificăm. Văd și eu. Ia, privește. Ce e noi? Ce e vechi? Mami, e diferență totală. Și cu siguranță și dimensiunea sticlei la fel influențează la greutate. Ușor ca pana. Și am astăzi câteva activități foarte importante și fizice și știam că cu ăștia nu o să mă descurc bine. Eu trebuie să-i ridic așa pe nas. Cu ăștia... Nimic! Deci la mare poți să te bagi în apă cu ei, da? Pentru asta, mame, ne cumpărăm dată vizitoare și o garanție. O asigurare, de fapt. Pentru apă. Pentru ochelari. Mulțumim frumos! Noi mulțumim frumos că ați apelat la noi și oricum mare dragoste. Și noi am avut o experiență foarte frumoasă împreună cu opticul. Deci, tati, am aflat un secret. Ce secret? Unica optică, pentru că se-ți curăță ochelarii aici în Oradea. Da, și de fapt curățarea se face în secret. Ca să fie o plăcere pentru cei care vin aici. Deci, și venim peste 3 luni. Și gratuit. Hai! Tati, îți dă foarte bine în ochelarii ăștia. Și parcă un pic îți face și ochii mari. Eu zic, chiar îmi stă sexy. O băbuță trecea pe drum și mi-a făcut așa din ochi. Ba, tati, se ștergea la ochi că i-a intrat praf de la vântul ăsta. Și dacă ochelarii ăștia măresc un pic și ochii, atunci, mami, nu va mai trebui să mă mai fardesc pe ochi? Da, tati, truza de machiaj poți să o arunci la gunoi.